Bună ziua, dragi telespectatori! Suntem la emisiunea Simplu cu oameni simpli, având astăzi ca invitați pe domnul City Manager al orașului Târgu Neamț, domnul Icuța Popei. Bine ați venit! Salut, Mona, bine v-am regăsit! Și domnul consilier Vasile Dron, consilier PSD. Bună seara! Bine ați venit și dumneavoastră! Încercăm să preluăm unele lucruri care s-au desfășurat în activitatea dumneavoastră din ultimul timp de când nu ne-am văzut. Și dacă îmi permiteți, o să încep în primul rând cu domnul City Manager, domnule administrator, să mergem de la început. Dumneavoastră aveți și în fișa postului și vă ocupați cu lucrări de străzi, de la școli, la parcuri. Ce ne puteți spune despre ceea ce s-a realizat în ultimul timp? Da, după cum bine pot observa cetățenii orașului Târgu Neamț, în ultimul timp au fost investiții majore în ceea ce privește o serie de obiective pentru noi de importanță vitală. Și aici m-aș referi în primul rând la școli care, din păcate, n-au beneficiat de investițiile care ar fi meritat să fie. Și în ultimul timp au fost investiții la toate școlile din oraș. Avem în curs de desfășurare o serie de investiții la școala numărul 2, la Colegiul Ion Creangă și la școala Humulești, lucrări pe care le vom finaliza. La școala numărul 2 și la școala Humulești, practic, sunt corpuri noi de clădire, luate de la zero, de pe iarbă verde, cum se spune. Așa cum spuneam, străzile, un alt obiectiv promis în 2012 și care este pe cale de a se finaliza. Și aici sunt investiții, au fost finalizate o parte din ele și sunt investiții în curs care anul acesta se vor finaliza. Și în ultimul rând, așa cum spuneați, parcările de reședință, unde majoritatea cetățenilor au așteptări și, într-adevăr, e o problemă a orașului. Mai ales că numărul de mașini a crescut, infrastructura a rămas cam aceeași. Aceste lucrări la aceste parcări de reședință au fost începute. Vom finaliza, cred eu, spre luna aceasta, parcarea din spate de la BRD și până la poștă, după care vom trece pe partea cealaltă, la blocurile de pe Aleea Zimbrului. Să nu plecăm de la acest subiect. Când a zis străzi, mă gândesc și la canalizare. Absolut. Da. Deci îmi puteți spune, știți, noi vorbeam în procente în emisiunile anterioare, știu că la început, când am discutat în primele emisiuni, spuneați că orașul avea în jur de... Deci am plecat undeva de la 54%, 55%. Și am ajuns? Acum ajungem undeva aproape de 97%. Mai avem cei drept puține zone, dar pe care le vom prinde noi ca și extindere pe banii primăriei. Vom finaliza și sperăm ca până la încheierea acestui mandat, până la încheierea anului, să fie 100% orașul Târgu Neamț canalizare și apă. Referitor la străzi, așa cum spuneam, nu s-a intervenit până acum cu asfaltări, pentru că am avut exact această problemă cu lucrările de canalizare, lucrări care, așa cum bine știți, sunt spre final aproape în toate locațiile începute. Orașul Târgu Neamț a fost un șantier și este și la ora actuală. Și aș dori pe această cale să mulțumesc cetățenilor orașului și totodată să-i rog să mai aibă încă răbdare, pentru că aceste lucrări nu sunt finalizate, dar erau necesare aceste intervenții. Și aici mă refer la cetățenii de pe Ion Creangă, cetățenii de pe Vasile Alexandrii, pe HCC, Nemțișor, Ocelegoarelor și cam toată zona orașului. Exact. Deci acum presupune finalizarea și... Finalizarea acestor lucrări de apă canal, după care vom interveni cu asfaltul. Da. Da. Chiar astăzi am fost cu domnul primar în teren. Mâine vom începe lucrările pe strada Batalion, unde s-a finalizat de asemenea canalizarea, și de mâine vor începe lucrările și pregătirea pentru asfaltare.
Avem la fel începute lucrările pe 1 mai în Humulești și toate străzile pe care am început, unde s-au finalizat această canalizare și am început asfaltare, vor fi finalizate, sperăm noi, cât mai repede. Și aici mă refer în zona din Țuțuieni, Condreni, Humulești, barieră, șoseaua de centură este finalizată. Deci investiții s-au făcut. Aveți o cifră? Majore, da, avem și o cifră. Avem investiții pe ordonanța 28 cu fonduri guvernamentale de 35.031.000 de lei. Deci, vă spun, O sumă foarte importantă și aici mă refer la modernizare străzi, la reabilitare străzi, la extindere sistem de alimentare cu apă, rețele de alimentare și inclusiv acele investiții la școlile pe care vă spuneam. Construire corp, școală cu 3 săli de clasă la școala Grigore Ghica Vodă, reabilitare, modernizare, 3 corpuri de clădiri la liceu tehnic la Ion Creangă, acolo sau acolo practic. Și acolo e investiție mare. Acolo practic colegiul n-a beneficiat de absolut niciun fel de investiție. Erau corpurile existente, dar practic a trebuit să o luăm de la zero, inclusiv cu sisteme de încălzire, instalație electrică, absolut tot. Da, era nici. Da. La Humulești se finalizează și școala veche, da? Deci da. Partea din da, suntem acum la, dacă ați stradă, observat, da, la partea de sus, unde era acele turnulețe cu balconașul. Da, cu, da, se va respecta proiectul ca da, și proiectul, cum a fost el inițial, cum a fost școala, cum arăta odată, să zic. Și sperăm ca să finalizăm până în toamna asta, să finalizăm lucrarea și acolo. Mulțumesc, domnule administrator, pentru informațiile care ne le-ați dat și în continuare aș vrea să-l întreb pe domnul consilier Dron, care din partea Consiliului Local al orașului Târgu Neamț este președintele Consiliului de Administrație al Spitalului Orășenesc Sfântul Dimitrie din oraș. În această calitate pe care o dețineți, aș vrea să-mi spuneți cu ce v-ați confruntat în anul trecut, când a fost un an greu pentru acreditarea spitalului și ce investiții s-au făcut acolo pentru a se trece de acest control și acest lucru greu care a fost acreditarea spitalului Târgu Neamț. La preluarea mandatului am încercat să îmbunătățim situația ajutându-i, deci, prin intervenții care au fost făcute la Casa de Sănătate și la ceilalți factori care au contribuit la asigurarea fondurilor pentru bunul mers al activității spitalului, reușind ca până la finalul, la jumătatea anului 2013, să ajungem la zi cu plățile acelor tichete de masă. Deci am eliminat o cauză care ducea tot timpul la conflicte. Mai mult decât atât, începând cu 2012, s-a schimbat un pic optica asupra investițiilor de la Spitalul Târgu Neamț. Deci administrația locală a înțeles că e nevoie ca la Spitalul din Târgu Neamț, care deservește fostul raion Târgu Neamț, să facă investiții masive pentru a îmbunătăți activitatea la această instituție. Așa am ajuns ca până în 2016, respectiv anul acesta, să se investească circa 35 de miliarde de lei vechi, atât în reabilitarea unor clădiri, și aici m-aș referi la reabilitarea secției de reumatologie, a secției de pediatrie, a secției de contagioase. S-a amenajat unitatea de primiri urgențe, pavilonul central s-a acoperit, stăteau cu ligienii ca să colecteze apa la ploi. La ginecologie, mai în special. Așa. Mai mult decât atât, în acest an s-a achiziționat, deci prin sprijinul Ministerului Sănătății, spitalul a fost dotat cu aparatură în valoare de 14 miliarde de lei. Cel mai performant aparat care
Și ca noutate pentru zona Târgu Neamț este setul de operații laparoscopic, care a fost dotat în secția de chirurgie, urmând ca în foarte scurt timp să fie pus în funcțiune și să se poată efectua operații la nivel modern și la spitalul din Târgu Neamț. Mai avem în vedere ca până la sfârșitul anului, dacă o să reușim să putem să asigurăm fondurile, să reabilităm secția de chirurgie și în mod special sălile de operații, care sunt un pic rămase în urmă din punct de vedere al dotărilor, atât la chirurgie cât și la secția de obstetrică ginecologie. Și dacă vom reuși să punem la punct și aceste două secții, eu pot spune că Spitalul din Târgu Neamț are condiții să performeze la fel ca spitalele din Pașcani, care sunt renumite, cel din Huș, cel de la Câmpul Lung Moldovenesc. Mă refer la spitale de mărimea și la populația care servesc acele spitale. Mă scuzați puțin, deci secția de contagioase, când a venit acreditarea, nu era terminată, s-a terminat. Era în lucru. Era în lucru, era s-a terminat, da, s-a terminat, s-a recepționat lucrările. Ceea ce este ca urgență și este și un punct care a fost notat ca punct nerezolvat, este asigurarea rezervei de apă în caz de secetă, din caz, după cum se întrevede, va fi problemă și anul acesta cu apa. Deci trebuie niște bazine, ceva? Sau trebuie asigurată o rezervă proprie de apă, care să asigure cel puțin 72 de ore necesarul de apă în spital, până la remediarea eventualelor avarii sau, mă rog, a lipsii de apă. S-au făcut în acest sens prospecțiunile, documentația este în lucru, sperăm ca până la sfârșitul anului să rezolvăm și această problemă, în așa fel încât acreditarea să fie definitivată. Da, înțeleg că trebuie să mai vină o dată corpul de control. Ca să mă refer și la problema acreditării, deci în luna august anul trecut s-a făcut acreditarea spitalului de către o comisie de acreditare de la Ministerul Sănătății. S-a elaborat un proces verbal de constatare, deci, a situației spitalului. Din cele vreo 600 de probleme care au fost verificate, doar vreo 50 au fost neconforme. Restul toate au fost puse la punct printr-o muncă asiduă de vreo 7 luni de zile a întregului colectiv de la spital, în frunte cu managerul, cu doamna doctor Antohi. Da, ca și motiv de laudă, trebuie să spunem asta, Spitalul Piatra Neamț nu a reușit să facă așa, auzisem într-o situație, că nu a reușit să facă. Săptămâna trecută se pare că a primit acreditarea. Oricum cu întârziere față de noi. Da. Deci comparativ cu Roman, cu spitalul de la Roman, situația de la Târgu Neamț a fost declarată a fi mai bună. Mai bună. Știu că s-a muncit extraordinar de mult, toată lumea vorbea doar de acest lucru și chiar o mai repet acest lucru, auzită din gura unui medic, este prima dată când am simțit că în spital medicii au făcut echipă tot personalul a făcut echipă pentru a ieși bine și managerul, nu mai discutăm, s-a implicat. Am ajuns la manager, dacă îmi permiteți un pic, domnul. A fost de curând un examen, un concurs pentru postul de manager al spitalului. Am înțeles că doamna doctor Antohi și-a depus demisia sau s-a terminat? Nu. Doamna doctor Antohi a fost numită ca manager interimar și îi expira termenul pentru care a fost numită, dumneavoastră refuzând să se înscrie la concurs. Și s-a organizat un concurs, da? Deci, un concurs în care au fost doi participanți, am înțeles, nu? Sau mai mulți? O poveste întreagă. O poveste întreagă. Bine, folclorul e mare. Dacă ne puteți spune și... De Meleagul de Lucreanga. Da, și dacă puteți spune ceva referitor la acest lucru.
așa cum încerca să spună domnul Apopie, suntem oamenii care trăim în spațiul lui Creangă. Da, trebuie înțeles, să spun și povești. Să inventeze povești. Numai că na, poveștile pot fi adevărate sau pot să fie neadevărate. Dar povești. Tot povești. În 29 februarie s-a organizat concursul de ocupare a funcției de manager general la spitalul din Târgu Neamț. S-au înscris, foarte pe scurt, să vă relatez, s-au înscris doi candidați, respectiv doctorul Florin Apostoaie și doctorul Axinia, Tudorel Axinia. La proba scrisă, deci a fost un test grilă, de specialitate? Deci, a fost un test grilă, dar vreau, înainte de a, de a spune care au fost probleme, vreau să vă spun de la bun început. Deci, comisia care a fost alcătuită din doctorul Morenciu, directorul DSP-ului, doctorița Marcoci, director, fiind director adjunct, și subsemnatul în calitate de consilier și de membru al Consiliului de Administrație, am hotărât să nu ținem cont de niciun fel de intervenție, presiune politică. Am spus, domnule, dacă în 2011, în 2009, doctorul Axinia a fost pus politic, când a schimbat-o pe doamna doctoră Antohie, după aceea s-a comentat că doctorul Apostoaie ar fi fost pus politic de către PSD, am zis, facem abstracții de ce de politică și facem concursul cum scrie la carte, lucru care s-a și realizat. Deci pot jura cu mâna pe, pe inimă că concurs mai corect ca acesta nu a fost în, târgu, în spitalul din Târgu Neamț niciodată. Acum, dacă nu câștiga nostru a fost executat politic, dacă ar fi câștigat a nostru ar fi fost tot politic pus, deci oricum ar fi dat tot, tot nu era bine. Și atunci am stabilit ca setul de întrebări pentru testul grilă să nu-l facă decât președintele comisiei, să-l știe numai dânsul. A venit cu 200 de întrebări, din care am extras două variante de câte 50 de întrebări, le-am pus în plic, le-am dat la cei doi candidați să răspundă la ele. A picat testul doctor Apostoaie, a rămas în concurs doctorul Axinia. Pentru a doua probă, cea a doua probă fiind proiectul de management. Și a ales o temă din tematica care a fost propusă de către comisie, pe care a prezentat-o. Comisia a constatat că proiectul de management nu întrunește condițiile de a fi declarat admis. Nota care s-a dat și există baremul de punctaj s-a respectat întru totul, s-a corectat, nota a fost, deci nota, media a fost sub nota 7, deci nu a câștigat concursul nici doctorul Axinia. A contestat-o, contestația a fost analizată de către Comisia de Contestații, care nu i-a dat câștig de cauză și așa s-a încheiat concursul. Deci cu, din cei doi n-a câștigat niciunul, a rămas ca primarul, fiind ordonator de credite, să emită dispoziția de primar pentru prelungirea contractului de management a doctoriței Antohi, interimar, până la organizarea unui nou concurs. Asta este toată povestea concursului de la Târgu Neamț. Dacă îmi permiteți, folclor este că lumea după îmi permiteți, probabil că lumea, știți, lumea nu înțelege ce și mulți cred, am sesizat eu în discuții, contractul de management. Haideți să vă ce înseamnă acest la domnul Drog. Că poate fi, deci, și în primul rând, un concurs corect. Absolut, deci, da, în da, primul, da. Și în primul rând, da. În confuzia care se face și din păcate, în ultima ședință de Consiliul Local am văzut că și o parte din colegii domn consilier fac această confuzie. Nimeni nu contestă calitățile de medic sau corect, de director corect, medical al celor doi. Dar manager nu înseamnă medic. Absolut. Aici vreau să punctez. Deci, într-un concurs de management, ceea ce se evaluează nu, nu sunt calitățile medicale a acelui om, ci capacitatea acelui om organizatorică și viziunea lui de a atrage fonduri și de a dezvolta ca orice afacere, și spitalul Târgu Neamț trebuie privit ca o afacere. Pentru că
atâta timp cât ai o viziune și un proiect și un plan care în urma lui se constată că aduci plus valoare și atragi fonduri și dezvolți spitalul respectiv, ăla înseamnă manager. Nu în toate spitalele din România sunt medici manageri și mai mult decât atât, unde sunt manageri și eu am cunoștință de câțiva manageri de la spitalele din România care n-au nicio treabă cu, da, cu medicina, dar sunt... Eu cunosc unul care este chiar de la din noi, Târgu Neamț, da. Dar în afară de este din Târgu Neamț, care e la București și foarte apreciat, mai este la Iași, la Spiridon, care este asta un vreau economist, să spun. Deci n-are nicio legătură asta cu medicina, să zicem, în sensul așa, dar este un manager strălucit, adică făcut... Exact, asta e. Și aici, ca să întăresc cele spuse de domnul Dron, chiar nu a existat influență politică, cel puțin discuții am avut nenumărate și cu domnul primar și cu colegii din PSD. Dacă ar fi existat o influență politică, fiți convinși că la ora actuală directorul spitalului era doctor Apostai. Dar așa cum s-a spus, lăsăm politica deoparte, pentru că aici e un semn de întrebare al meu și nu înțeleg, sunt oameni în Consiliul Local care nu înțeleg că poți face ceva fără să ai tu un interes propriu. Adică să fie doar în interesul cetățeanului. Nu știu, așa, eu sunt nou și în administrație și în politică. N-am crezut că mă pot lovi de astfel de probleme. Lumea s-a obișnuit cu asta. E greu acum sigur să... Lucru. Da, spuneți. Doctorița Antrohie nu face politică. Deci știu. Nu este nici... Într-o parte, nici în altă. Rezultatele obținute de un an și jumătate de când este interimar la spital se văd ca lumina zilei. Mai mult decât atâta, deci investițiile care s-au făcut și modul cum le-au urmărit executarea și ducerea la bun sfârșit, a reușit să adune oamenii lângă dânsa. Deci să facă colectivul ăla care, vă spun, acum câțiva ani de zile era așa, unul într-o parte, unul într-o parte, unul într-o parte. Exact. A reușit să-i aducă, să-i pună la treabă, pentru că vă spun, a fost un volum extraordinar de muncă pentru acreditare. Deci topuri întregi de documente care au trebuit să fie întocmite, pentru că nu s-au făcut în anii din urmă la timpul când au trebuit să fie făcute. Ei, a reușit să le aducă, să le ducă la bun sfârșit. Ne făcăm politică. Da. Deci clar, ăsta a fost și atul care l-am avut și am insistat să nu acordăm niciun fel de credibilitate celor care au mai încercat să mai zică, domnule, hai să-l punem pe ăla, hai să-l punem pe ăla altul. Nu, domnule, punem hârtia în față ca atunci când dădeam examen, dacă vă amintiți că... Pe vremea ei. Mai e un aspect și poate cei care ne văd acum știu că au fost organizate niște concursuri de asistenți, de registratori la spital. Cred că cei care au participat la concurs au fost câte 10-20, știu foarte bine că nu s-a putut face nimic pentru că doamna doctor Bercea a urmărit milimetric. Asta este diferența de administrație la spitalul din Târgu Neamț. Deci în ultimul an și jumătate. Există, ați auzit vreun zvon că s-ar... Nu, deci nimeni, nu. Deci, am întâlnit oameni, am auzit oameni care au fost acolo și au spus s-am corectat milimetric după barem, asta e, salutare și bonjour, asta este... Numai că vedeți, lumea încă nu crede că se pot face lucruri corecte. Da. Nu se poate, cineva trebuie să aibă un interes. Asta am rămas și surprins. Și chestiile astea se întâmplă aici, în interiorul administrației, în Consiliul Local, deci cetățenii orașului, eu sunt convins că realizează și deja conștientizează că lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună. Și... Acum că ați dus discuția în partea asta, ajung să întreb, înseamnă că în Consiliul Local sunt diverse tensiuni, nu? Și sunt diverse discuții. Mai nu? Sunt două luni până la campanie. Da, sunt discuții. Sunt. Chiar la ultima ședință spuneați că au fost niște discuții. Mai știam și din anterior niște discuții, dacă doriți să spuneți. La ultima ședință, de fapt, discuțiile astea au început de ceva... mai mult timp în urmă, practic o parte din consilieri au început campania electorală și drept s-au amplificat la ultima ședință din Consiliul Local, dar discuțiile sunt începute de câteva luni, de când au început să se respingă anumite proiecte cu Parcul Cetate, cu acel cu proiectul ăla cu tineri, Erasmus, da. Cu care aici aș vrea să aduc o precizare, că am văzut zilele trecute
o declarație a doamnei consilier Vânceanu, cum că cei 5 tineri ar fi fost deja selectați, că ar fi fost membrii PSD. Deci, proiectele europene înseamnă cu totul și cu totul altceva. Era vorba de implementarea unui proiect, tot ce înseamnă criterii de selecție a celor participanți, atinet, urmau abia după aceea să vină. Repet, vorbim de proiecte europene, monitorizare, cum scrie la carte. Totul altceva cu tineri de nu știu unde, sunt povești de adormit copii. Mă rog, acel proiect până la urmă, ca să ieșim noi cumva față de partenerii străini, a fost dat către o altă administrație care l-a implementat, altă primărie, care au înțeles, cu toate că e primărie de comun, au înțeles, s-au implementat și chiar mă bucur, 5 tineri din acea zonă vor fi și vor participa. Ideea este că asta încerc eu să spun. Nu poți, indiferent ce culoare politică ai avea, eu, unul sau oricare dintre noi care are conștiință și realizează că e ceva benefic pentru cetățean și pentru orașul în care trăiesc și eu și dumneavoastră și toată lumea. Nu poți, domnule, să vii cu niște argumente puierile până exact, la, până de copil de clasa 1 și să-mi spui mie că nu, de asta nu s-a votat sau... Să fim serioși. Eu știu discuția aceea cu strandul ăsta, cu baie. Știau foarte bine ce... Mi se pare aberant totuși ca să duci copiii în altă parte, deci cunosc persoane, duc copiii în altă parte și să nu vrei aici, doar faci parte dintr-un parte. Să sperăm că vom demara și acele lucrări. Și acum, pe undeva, poate, eu zic înțeleg și asta, știți, lumea are tendința să spună asta s-a făcut pe vremea lui X, asta se vând. Și probabil că din gelozie pentru... Nu știu, zic și eterna, eu. Este eterna românului da. Care zice, dacă cineva vrea să facă, zice, domnule, ce interes are da. Să facă? Da, dacă da, nu face, și de ce nu face? Da. Nu, aici e marea problemă. A generației astea care, nu știu, fac politică de 20, 30, 40, nu știu. Bine, asta... Nu înțeleg, ei nu pricep și eu asta rămân consternat că, domnule, se uită așa, eu consideram... ai venit cu un proiect... Care e interesul tău? Ce câștigi din asta? Domnule, ce nu, da. Practic, avem posibilitatea să atragem niște fonduri să facem lucrul ăsta. Uite, e beneficiu tuturor. Asta e tot. Nu se poate. Ei nu înțeleg. Ei cred că mai e ceva pe dedesubt. Mai auziți, e... domnul, ați observat la ultima ședință. Deci câtă tevatură s-a făcut așa? Și cât atenție s-a acordat acelui băiat care a prezentat programul Erasmus. Am adus la ultima ședință un băiat, nu l-a ascultat nimeni. De la Puzzle Optimist, ca să prezint exact ce spuneam cu Erasmusul și care va fi pe data de 19 aprilie, cred că și chiar vă invităm la Casa Culturii. Da, știu, pentru că sunt 9 pentru țări participante. Cunosc fetița exact asta, cunosc fetița asta care e președintă, care pune atâta adună copiii ăia și atâta suflet. Și atâta suflet. Ei, spuneți-ne asta, ce interes au acei tineri? Dar fetița asta care nu câștigă de a-și expune de a expune ce ea a fost olimpic, a fost șeful de promoție. Vă spun, Viorela este, Viorela este singurul om pe care eu la Târgu Neamț, să-l spun, niciun om politic n-a reușit să adune 500 de oameni într-un loc pentru o activitate simplă. Absolut. Pași spre viitor, acea activitate care a făcut-o la Casa Culturii. Eu sunt absolut de acord. Cine nu vrea să vadă și asta trebuie să înțelegem că tinerii ăștia nu îi mai poți ignora. Absolut. Deci nu mai putem sta să... Ăștia au un cuvânt de spus și din ce în ce mai mult trebuie să ne aplicăm și multe din ideile și proiectele noastre, să știți că vin de la ei. Da, din urma discuțiilor cu ei și chiar le mulțumesc pe această cale și invit. Și mi se pare absolut normal ca ei să vină cu ei. Pentru că au altă viziune, altă deschidere, e altceva. Și ar trebui ascultați, adică au cu totul altceva, eu spuneam și atunci cu domnul primar, e tinerețea, absolut, e mentalitatea, da. Fără supărare, deci noi venim cu o anumită experiență, putem să o punem împreună, dar trebuie să fim deschiși. Dar trebuie să fim deschiși și nu știu, eu am încă o problemă care probabil încă nu o pricep și la vârsta asta, am ajuns acolo, da? Acolo nu mai sunt tema partidului sau lui Y. Deci facem o politică a comunității. Așa ar fi ideal, da. Deci nu așa, asta ar trebui. Ce facem pentru orașul ăsta de câțiva, nici 20 de mii? Primii doi ani de zile cam așa s-au mers. Deci ne-am înțeles. Au fost foarte, foarte puține disensiuni.
fost valabil cu care s-a întâmplat, da. Cu PDL-ul, cu PNL-ul, s-au împuscut, s-au cununat, s-au măritat, ce Dumnezeu ar fi practic făcut. S-au revenit la vechile metehne odată cu... Bun, eu sunt de acord că trebuie să existe, și dumneavoastră cred că la fel, trebuie să existe opoziție, că absolut. Nu se poate, deci nu suntem... Dar ce este deranjant este faptul că au uitat extraordinar de repede tâmpenile care au făcut în legislaturile trecute. Da. Eu vreau să spun un singur lucru legat de spital. Dacă noi am reușit, noi, cu colectivul de la spital, cu administrația locală, cu toată lumea care am pus cât de cât am ajutat să facem lucrul ăsta, ei în 2011 au fost pe punctul de a închide spitalul din Târgu Neamț. Au fost pe listă spitalul din Târgu Neamț să fie închis cu Rosnov și cu Bicazu. Bicazu s-a închis până la urmă. Și Rosnov și Rosnov, da. Transformat în cinci, transformat el acolo. Ei, noi am reușit să-l acredităm. Tot nu este bine. Tot nu e bine. Tot se găsesc chichițe. Că de ce așa? Că de ce nu știu cum? Că de ce nu știu cum? Bine, asta nu înseamnă că nu trebuie să mergem mai departe și categoric, să privim pozitiv lucrurile, pentru că eu cred că lumea care vrea să înțeleagă și vrea să vadă, deci chiar la un moment dat am auzit discuții ce spital de Târgu Neamț, de ce ne trebuie, când ne ducem, nu e adevărat. Deci sunt oameni, dacă ați face un sondaj pe stradă și o să vă spună că este foarte, foarte important. Deci eu am avut o situație să ajung în urgență cu cineva în vârstă și chiar am rămas profund impresionat, am văzut lucruri, prima dată când am intrat acum, de urgență, cum arată? Jos pălăria, adică și pot să-l compar chiar cu ceva din altă parte, care din altă lume. Tot ceea ce s-a făcut și să știți că avem medici extraordinari. Absolut, din medici nici nu mai discutăm. Și pun și suflet muncesc. Adică e păcat pentru că așa cum spuneați acum ceva timp, un medic v-a spus că pentru prima dată simte o echipă. Deci, s-a făcut echipă. Deci ce a fost la acreditare, așa a spus, am simțit că s-a făcut echipă și am luptat pentru un scop comun. Atâta timp cât îi lăsăm pe ei să-și facă echipă și lucruri și nu vom interveni noi, s-ar fi... Deci prima ședință de Consiliul de Administrație la care am participat în 2012, le-am spus categoric: nu vom face ce au făcut ceilalți din legislatura trecută. Când le stabilau gărzile, le spuneau de unde să cumpere brânză, de la cine să cumpere aia, de la cine să facă aia, de la cine... Dom'le, faceți-vă treaba dumneavoastră, ce aveți de făcut. Noi, dacă vom putea să vă ajutăm cu lobby făcut pentru fonduri, pentru nu știu pentru ce. Le-am adus Consiliul Județean, am invitat pe toți, le-au văzut spitalul cum arată când ploua. Așa. Deci tot Consiliul, toți consilierii județeni au văzut. A doua zi ne-au aprobat fonduri pentru acoperi. Da, deci toată lumea am contribuit cu câte ceva. Și să văd rezultatele, asta este. Iar vă spun, echipa formată din cele două doctorițe, Antohi și Bercea, este nemaipomenit. Deci se completează ca și cum ar fi acasă două surori. Da, da. Așa se completează. Da, da, da. Să-și vede, să-și aude. Da, lucru extraordinar. Ca să trecem, să zicem, tot în zona asta, domnule administrator, cu ce mai vin oamenii pe la primărie? Ce probleme? Da, primul rând, cred că cea mai mare a fost la impozite, la taxe și impozite anul ăsta, într-adevăr, nu? Într-adevăr, problema stringentă a cetățenilor au fost taxele și impozitele, și pe cât am putut noi să explicăm și cu ocazia asta o să o facem din nou, majorarea de acele taxe și impozite nu se datorează primăriei Târgu Neamț, Consiliul Local Târgu Neamț sau primarului Daniel Harpa. Majorarea vine din schimbarea codului fiscal, așa cum bine știți, s-a introdus impozitarea terenului de sub casă, de sub locuințe, care până acum nu era, plus încă o prevedere care, din punctul meu de vedere, dar mă rog, asta nu sunt eu în măsură să decid, nu e justificată. Al doilea lot de 400 de metri. 410 metri de curs construcției, pe lângă ce avea omul declarat. Ai mai multe loturi. Deci eu vă spun că sunt cetățeni care au 700 de metri sau 600 de metri total, aveau 200 declarat și mai vine 400, deci practic tot ce înseamnă terenul respectiv e curs construcții, unde impozitul este semnificativ mai mare decât cel arabil, să zic. E cam de aici să merg. Și de aici s-au apărut toate discuțiile astea. Au mai fost ceva discuții cu impozitele pe clădirile
unde, să fim sinceri, tot românul când și-a deschis o firmă, o societate, și-a făcut-o acasă, la el. Așa, da, ca sediu social. Ca sediu social vorbesc, da. Dar aici problema și cetățenii, marea majoritate, au înțeles-o. Dacă se desfășoară vreo activitate în acel sediu social, e bine să-și facă o reevaluare sau o evaluare dacă n-a avut făcută la clădire, și atunci impozitul va fi de la 2% la 0,2%. Deci, practic, dacă practic doar are sediu social și activitatea se desfășoară, cum se întâmplă la peste 90% din cazuri, doar completează o declarație la primărie, declarație care termină s-a prelungit până la sfârșitul aprilie. Iunie, parcă am înțeles, la aprilie. Aprilie, da. Da. Și nu va plăti decât ce a plătit și până acum, bineînțeles, cu modificările la ceea ce spuneam adineaua. Declari spațiul, deci, care este aferent, dacă are casă, societății, exemplu, da. Are 100 de metri pătrați. Nu toți 100 de metri pătrați sunt... Nu, o cameră. Deci nu e spațiul aferent. Da. Da. Da, eu știu, o cameră, 10 metri, 7, 8, 10 metri pătrați. O altă problemă cu care ar veni sunt... Și am observat din ce în ce mai mulți cetățeni vin cu probleme legate de drepturi de proprietate. Unde putem să-i ajutăm și depinde de noi, îi ajutăm cu registrul agricol, cu rolul, cu adeverințe, dar de multe ori instanța este cea care trebuie să decidă, și la fel foarte mulți, din păcate, cu probleme sociale. Și aici chiar avem o problemă. Sunt mulți. Și la fel modificările acestui noului cod aduc o serie de reglementări. Mulți nu se mai încadrează și nu se mai pot beneficia de ajutor. Dar aici urmează să facă anchete sociale, să reanalizeze dosarele. Deocamdată, din păcate, așa cum spuneam, încă sunt cetățeni care au nevoie de ajutor social și... Asta e un lucru la care trebuie să mai lucrăm. Ce zice? S-au creat locuri de muncă în Târgu Neamț în perioada asta? Din punctul meu de vedere, da, nu la așteptările la care le aveam, pentru că dorința noastră a fost și este în continuare de a atrage un investitor mare. Doar că infrastructura existentă nu ne permite și acest lucru. Am avut nenumărate discuții. Chiar am avut programat o vizită care trebuia să o facem în luna martie la o fabrică de producție în Letonia. Din păcate, patronul respectiv a avut un caz în familie și s-a amânat această vizită. Probabil o vom face undeva luna aceasta. Repet, infrastructura, nu numai din zona noastră, Târgu Neamț, în Moldova, în general, suferim din punctul ăsta de vedere și investitorii mari, mă refer la cei care au capacitatea de a face... Vă referiți la lipsa de autostrăzi, în primul rând. Exact, asta, de drumuri. Drumuri și autostrada, nu mai zic, dar și drumurile existente, pentru că în afară de 85, la care noi avem acces doar după 15 km, nici spre Piatra, nici Piatra Bacău, e o problemă. N-ai Târgu Mureș, n-ai zona? N-ai zona, da. Unul care vrea să facă export pe vest, este pierdan din capul locului, absolut. Pentru că îl scosă transportul. Exact, asta zic. 600 de kilometri până la Oradea, ce faci? Da. Exact, asta bine, asta e la nivel național, e o problemă. Totuși care... s-au reușit crearea câteva locuri de muncă. Avem firma Ecosar, care a venit în oraș, unde a fost fosta fabrică Volvatir. Avem o secție de confecții la Confexart aici, un investitor din Iași care are cam 40, 35, 40 de angajați. Lidl-ul, așa cum tot s-a bătut monedă, dar și acolo sunt în jur de 20, 25 de salariați. Avem restaurantul ăsta social cu proiect european cu care eu chiar mă mândresc și am avut o echipă în primărie, le mulțumesc pe această care au muncit până noaptea târziu și acolo, chiar dacă sunt doar 5 locuri de muncă, dar există și avem posibilitatea de a dezvolta această zonă. Repet, suntem în discuții atât domnul primar cât și eu și încercăm să atragem producție. Un investitor cu o capacitate de peste 400-500 de locuri, ca să fie ceva cunoscut. Nu zicem că nu se poate.
poate... Da, e puțin mai greu și chiar... Da, repet, dacă nici infrastructura asta și zona în care suntem, dacă ne-ar fi ajutat puțin, așa cum spuneam la Roman, de exemplu, cei care au venit și fac acele airbag-uri au ajuns undeva de la 800 la 1200 de oameni angajați. Nu vă spun că am avut discuții și cu ei și vor să mai fac o secție, dar la fel s-a spus... Românul este puțin mai... Da. Ei și ca orice, iar ajungem la management, da, bineînțeles, își calculează fiecare centimă, da, unde, cum se normal duce și care ar fi investiția pentru a scoate profitul. Uite, vedeți, este un paradox totuși. Vorbim de locuri de muncă, de lipsa locurilor de muncă, dar foarte puțin se vorbește de lipsa calificărilor, forței de muncă. Da. Da. Și asta, deci, este o problemă. La ora actuală, în Târgu Neamț, există lipsă de forță de muncă. Da, și aici e un mare adevăr, pentru că deci am vorbiți avut... Vorbiți forță de muncă și calificată? Nu neapărat calificată. Deci bun, zilnic vedeți că la Oficiul Forțelor de Muncă sunt liste afișate cu oferte de muncă. Nu găsești. Nu mai pretenți să găsești om calificat. Și aici școala va trebui totuși să meargă pe varianta școlarizării în specialitățile și în meseriile care se caută. Da, da. Că degeaba faci, știu eu, bucătar dacă am observat iarăși ca o oportunitate, ce e drept sezonieră. De când am început noi și când am demarat proiectele astea cu Festivalul Medieval, cu Zilele Cetății, cu Zilele Orașului, au crescut numărul de turiști considerabil, considerabil. Știți foarte bine că am înființat acea asociație Valea Ozanei. Și cei drept sezonieri, repet, dar au nevoie pe perioada sezonieră de bucătar, de ospătar, de bani, așa cum spunea domnul Dron. Eu am avut o discuție. Nu găsești personal. Am avut o discuție cu domnul și cred că cu domnul director al colegiului Genuțu, tehnic, Genuțu Petre, și chiar spuneam că el în mod special ar trebui să -și orienteze spre ceea ce se cere aici în zonă. Nu e ușor nici pentru el ca plan de școală. Absolut, nici pentru... nu, dar ei deja au demarat o serie de proiecte și chiar îi felicit cu ocazia asta. Am avut și am rămas surprins la anul trecut, la un proiect al dumnealor, înspre toamnă, când au făcut cele două clase de turism. Da, niște preparate extraordinar, mai mult decât atât, doi patron din zonă de pensiune, că au și încheiat, să zic așa, contract cu două fete care urmau să dea bacalaureatul și să le angajeze. Și asta ar trebui. Adică, până la urmă, noi trebuie să ne revenim așa ca țară. Trebuie să ne revenim aici. Sunt multe de făcut, dar depinde foarte mult de noi. Da, absolut. Depinde foarte mult de noi și să ne adunăm decât prin forțe proprii. Exact. Așteptăm să vină Uniunea Europeană să ne... Nu o să ne pună nimeni în traistă. Oportunități sunt și vor fi în perioada următoare, 2016-2020, vor fi foarte mulți bani. Se vor putea accesa. Trebuie să fim pregătiți, să pregătim acele proiecte și să sper din tot sufletul ca să avem înțelegere și să putem accesa. Deschidere din partea autorităților, să putem accesa, pentru că e păcat. E păcat că e o vorbă românească, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți pune în traistă. Așa că... Eu, până la urmă, banii aia sunt și ai noștri acolo. Eu așa, și noi cotizăm la Uniunea Europeană. Absolut. Și ai noștri. Și dacă ni se dă, trebuie să-i luăm. Da. Adică atâtea discuții, nu știu, eu nu... Eu chiar adică, și eu, dar o pricep doar în situația în care cred că e mentalitatea românească să zică, domnule, nu facă asta, că o să zică, dronul a făcut asta sau a făcut venit cu o propunere. Ceea ce este aberant. O fac și în continuare cetățenilor orașului Târgu Neamț, pentru că mi se pare normal, am auzit pe domnul Dron într-o intervenție și domnul Dron știe că eu sunt corect, indiferent de dacă e coleg cu mine, consilierul, sau dacă e de altă culoare politică, sau mă rog, atâta timp cât bate câmpii, să zic așa, eu îi atrag atenția. Dar spunea într-o ședință și pe bună dreptate, domnule, ok, votez împotrivă, dar argumentează măcar, să știm. Nu poți spune nu sunt de acord și doar atât. Trebuie să ai și un argument, absolut, da? Pentru că în spatele oricărui proiect e o întreagă echipă care a muncit și, și eu nu zic, poate am greșit, dar măcar să știm unde am greșit. La X nu ai făcut ce trebuie. Și atunci am zenit și într-o altă emisiune noastră, am spus și o spun și acum, cetățenii orașului Târgu Neamț
sunt liberi să participe la aceste ședințe. Și eu am văzut și chiar încă dată... Probabil lipsa de informare, dar o să mă asigur că informarea va fi mult mai bună ca să ajungă la majoritatea cetățenilor. Când vor fi proiecte dintre acestea majore care privesc orașul, investițiile și tot, să participe, să vadă exact ceea ce se întâmplă acolo, așa cum spuneați. Poate lua de urechi, băi, Vasile Apopi, sau... Da, eu am văzut... Ce faci? Am văzut, sau de ce? Sunt oameni care au venit atunci când a fost discuția cu apa în oraș, cu au venit și au pus întrebări, unele mai bune, unele mai pertinente, unele mai puțin, dar măcar au pus întrebări. S-au clarificat niște lucruri. Lumea și asta, asta contează. Păi dacă nu participi și vorbești la colțuri, asta e cu tot o altă treabă. Da, noi o să v-am zis, o să eu... luptăm și, apropo, trebuie să vă dau și o veste bună cu biblioteca. Știți că s-a aprobat finanțarea și vom începe. Da. Vom începe să biblioteca sper, cu baza sportivă și modernizarea. Este un lucru care spațiul trebuie primăriei, lucru care trebuie făcut și aici chiar mă bucur și pentru că știu foarte bine cât ați ținut, cât ați luptat și pe bună dreptate pentru că sunt condiții improprii. Da, și păcat de clădirea aceea care atrage vizual foarte foarte mulți vizitatori și trebuie ei intră doar pentru vor zice turiștii străini, în mod special ei intră pentru că e ceva deosebit clădirea de afară, dar trebuie să o punem în valoare. Suntem pe final, dar nu înainte de asta vă adresez domnilor o întrebare comună, să zic așa. Suntem înainte de campaniile electorale, da? Da. Mai avem o lună, nu? Sau în mai începe, sau mai puțin de o lună? În mai, pe 6 mai. Pe 6 mai. Ce... Exact o lună, da. Exact o lună. Ce așteptări aveți dumneavoastră? Ce gânduri? Mă refer strict politic aici, pentru că faceți parte dintr-un partid politic. Da, eu am să vă răspund mai mult administrativ, pentru că am adus la cunoștință tuturor partidelor politice și o să o fac și pe parcursul lunii premergătoare campanie. Știți că s-a modificat legea, vor fi interzise afișările stradale, vor fi și asta un lucru benefic din punctul meu de vedere, pentru că cetățenii vor respira, nu vor fi sufocați de tot ce înseamnă afișaj electoral. Și în rest sper să fie o campanie, sper să fie o campanie civilizată și de bun simț. După cum tinde acum să pornească, nu prea aș crede că o să fie așa. Va merge în direcția asta, dar noi asta încercăm. Să, până la urma urmei, cetățeanul este cel care decide. Absolut. Și nu are rost să vii în fața omului să, nu știu, să spune o despre dumneavoastră sau despre... Ideea este ce s-a făcut și ce putem face în continuare. Cred că ar trebui să ne obișnuim, că și în celelalte țări sunt lucruri murdare uneori, dar poate nu atât de josnice ca la noi. Nu atât de josnice ca la noi. În schimb, eu de ce spun că totul va fi, chiar dacă vor exista atacuri, electoratul de la noi începe ușor să se... Da, și eu așa spun. Oamenii încep altfel să gândească. Exact. Și când mi-a spus chiar un lucru foarte bun, cred că nu era nevoie de atâta afișaj și atâta lucru, pentru că lumea deja... Erau bani cheltuiți după mine. Inutil când oamenii știu foarte bine ce fapte... Exact, omul care merge la vot știe ce are de făcut. Nu-l duci totuși... Nu stau eu atârna pe stâlpi acolo și ăla vine și zice, uite bă, ăsta, să-l votez cu ăsta. Ce ziceți, domnul Dan? Eu cred că va fi o lună de foc. Pentru că atâta timp cât nu ai ce să prezinți alegătorilor că ai făcut, pentru că nu mai merge. Deci în 26 de ani lumea s-o cam săturat să audă conjucând numai la vir. Vom face. Da. Deci să spui ce ai făcut. Ori cei din opoziție, ce să spună că au făcut? Că au în spate rezultatele care le-au din 2008 până în 2012. Deci rezultate catastrofale. Să spui că o să încerce să pregătească gălețe de culături, să arunce unul și un altul pentru a denigra. Dar nu construct. Deci nu să spună, domnule, eu am făcut, sunt în stare să fac mai bine decât am făcut.
Și numai așa, ăla, nu știu ce... Arătat-o cu degetul. Așa, s-au împiedicat și au căzut nu știu când. Asta este. Ălaltul nu știu ce a făcut, tot așa. Deci numai lucruri dintre astea urâte. Da, am sus, deci lucrurile... nu venit cu probleme clare, domnule, asta am avut de făcut în mandatul ăsta, și cum am primit asta? Deci la spital am făcut asta, asta da. Pot să spun, asta, asta da, poate fi verificat. Din păcate e o meteahnă a românilor de... Mai ușor să arunci cu noroi în cel din fața ta și să... Da, decât să vorbești constructiv. Crezând, pentru că lumea totuși s-a mai deșteptat. Crezând că dacă l-ai stropiu pe ăla cu noroi, o să-ți vadă haina impecabilă a ta sau cămașa ta impecabilă. Domnilor, îmi pare foarte rău, discuția ar fi continuat mai mult timp, dar, din păcate, timpul de emisie a expirat. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc succes în continuare și o campanie ușoară și putere de muncă în ceea ce aveți de făcut în continuare. Dumneavoastră, dragi telespectatori, vă doresc toate cele bune. La revedere!